Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Ruscior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita! Bună ziua, bun găsit, eu sunt Cosmin Ruscior. mulțumesc că ne ascultați, este ora 13 și puțin trecut de 30 de minute, acum un an, un nou cuvânt avea să intre practic în vocabularul întregii planete, Fukushima. Accidentul nuclear din orașul japonez lovit, vă amintesc de un cutremur și de tsunami pe 11 martie 2011, urma să schimbe viziunea energetică a unor state cu tradiție nucleară, vrem să aflăm ce s-a întâmplat de atunci, dacă a pierdut sau nu teren energia nucleară sau a fost o simplă reacție de moment cât de curată este până la urmă această energie? Cum stă România la acest capitol? Sunt multe întrebări pentru invitata noastră de astăzi, Ioana Ciută, director executiv la Fundația Terra Mileniul 3. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc și eu. Puțin mai târziu prin telefon vom sta de vorbă cu Irina Bandrabur de la Greenpeace România, care a organizat astăzi un meeting în fața Ministerului Economiei tot pe acest subiect, energia nucleară, în contextul împlinirii unui an de la tragedia de la Fukushima în Japonia. Avem, deci, multe întrebări, Ioana Ciută. Aș începe cu aceasta. Ce s-a schimbat de la acea tragedie? Sigur, cele mai vizibile rezultate imediate ale tragediei din Japonia de anul trecut. Uh, au fost, pe de o parte, măsurile pe care le-au luat unele state de a renunța total, în, într-un timp relativ scurt, la energia nucleară. Mă refer la Germania, care și-a închis încă de anul trecut 8 reactoare și care are în plan ca, în perioada 2015-2022, să închidă toate centralele nucleare care funcționează acum pe teritoriul țării. De asemenea, în Italia, Uh, sigur, acolo exista un memorandum de peste 10 ani prin care se prevedea că această țară nu va mai construi reactoare nucleare, dar anul trecut a avut loc un referendum național pentru prima dată, după mai bine de 10 ani au avut vorum și participare practic la referendum și s-a interzis construcția. Iar la nivelul Uniunii Europene, Sigur, au uh, apărut uh, mult uh, așteptatele teste de stres, un proces inițiat de grupul uh, agențiilor de reglementare în domeniul siguranței nucleare, cumva subordonat Comisia Europene. E un proces destul de amplu, a început anul trecut în iunie și se va finaliza anul acesta în iunie. Uh, Cam, cam asta cam asta dar au fost dar una peste alta putem spune devizibile. una peste alta putem spune că a scăzut pe undeva interesul pentru uh, energia nucleară în Europa cel puțin? Uh, nu știu dacă a scăzut neapărat interesul pentru energie nucleară la nivel politic, însă e clar că nivelul dezbaterilor pe acest subiect s-a întețit. Adică s-au activat mult mai multe grupuri de de ecologiști care militează împotriva energiei nucleare. Okay. Am aici în minte un grup din Franța. Știm cu toții că Franța e cel mai mare producător de energie nucleară din Europa. Și există un grup foarte puternic în Franța care chiar pe 11 martie, când se împlinește un an, va, va organiza o acțiune fără precedent. Vor crea un lanț uman de 230 de kilometri de la Lyon la Avignon, care... E o măsură menită să atragă atenția asupra pericolelor pe care, cu care vine la pachet energia nucleară. Uh, e foarte interesant uh, atât mobilizarea din partea societății civile, cât și interesul presei în ultima vreme pentru acest subiect și dorința cumva de, de înțelegere mai, mai, mai bună a subiectului. Sigur, mie nu mi se pare că instituțiile responsabile de acest subiect în România cel puțin s-au mai transparentizat din potriva accesul la informații, chiar și în cazul testelor de stres care ar fi trebuit să fie publice și să aibă loc cu consultarea publicului, uh, au fost destul de obscure. Dar nu aveți impresia că totuși a fost mai degrabă o reacție de moment? Adică atunci, în preajma acelei tragedii de la Fukushima... Statele s-au mobilizat, au început să ia măsuri să-și să regândească oarecum strategia energetică, dar ulterior sau în ultima perioadă cel puțin nu prea mai auzit să se discute despre, despre așa ceva. Da, cam, cam asta a fost și percepția noastră că de unde cel puțin referitor la testele de stres, de unde s-a promis inițial că. Aceste teste vor fi o evaluare foarte riguroasă privind siguranța centralelor. Procesul pare să se fi transformat cumva într-un exercițiu obișnuit de verificare a stării de fapt și de asigurare a populației că totul este în limitele prevăzute și că suntem cu toții în siguranță. Adică niște controle mai degrabă de rutină sau și cum? niște controle făcute din birou consultând documentele din arhivă. Este impresia pe care mi-a lăsat o mie raportul, cel puțin raportul intermediar de evaluare a test a centralelor nucleare din România. Da, până la urmă ce au rezolvat aceste așa numite teste de stres? Au scos ceva în evidență? Ne-au arătat ceva ce nu știam? Nu ne a pentru că chiar și mie mi-a luat destul de mult timp să înțeleg faptul că aceste teste de stres, de fapt Verifică marjele de siguranță peste designul de bază la care au fost proiectate centralele. Uh, a fost o decizie luată foarte în pripă de Comisia Europeană, prin urmare nu a existat o metodologie comună la nivelul Uniunii Europene. Uh, vedem că în, în toate rapoartele. Se constată faptul că marjele de siguranță sunt diferite în cazul, diferite, în cazul statelor membre, dar uh, cred că era totuși nevoie ca în metodologia de lucru să fie aplicate practic aceleași valori. M am un, un exemplu concret în minte, în cazul reacției centralelor cu tremure. Uh, Germania, spre exemplu, folosește o scară de apariția a unui cutremur de peste 9 grade pe scara Richter, o scară de 100.000 de ani. Uh, Rapoartele din România iau în calcul o scară de 1000 de ani. Și sigur că scăzând scara, scade frecvența apariției acestui pericol, acestui uh -huh. risc. Dar, de aceea am putea crede la un moment dat că suntem mai în siguranță decât în Germania, dacă ne uităm doar pe rezultate, nu și pe metodologie. Păi văzusem recent undeva, nu mai știu exact în ce în ce ziar, un studiu din care reieșea că centrala de la Cernavod ar fi printre cele mai sigure din Europa. Cum așa? Din nou, cred că este referirea pe care ați văzut-o, se ref are legătură cu rezultatele acestor uh -huh. teste de stres. Uh, Într-adevăr, reactoarele de tip CANDU, cum este cel de la CernaVodă. Uh, Ce înseamnă au, CANDU, o mică paranteză, așa pe înțelesul tuturor. Este reactorul de, de tip canadian, uh -huh. tehnologia este canadiană și este singurul care folosește uraniu natural, spre deosebire de celelalte reactoare în funcțiune din Europa care folosesc uraniu îmbogățit. Ok și uh, și folosește apă ca agent de răcire, uh -huh. apă, apă grea. Uh, spuneam că, pe de o parte, există destul de puțină expertiză în Uniunea Europeană privind modul de funcționare a acestui tip de reactor. Este diferit ca design de celelalte reactoare aflate în funcțiune pe teritoriul Europei. Uh, și da, designul lui de bază îl face mai ușor de operat în cazul unui accident neprevăzut. <gângăt> e un pleonasm, dar așa se, așa e denumit în testele de stres, uh, decât celelalte reactoare. Însă, uh, chiar acum lucrăm la, la un studiu privind vulnerabilitatea acestui tip de reactor în timpul duratei lui de viață obișnuite, în timpul operării. Mm -hmm. În Canada există destul de multe rapoarte care nu prea au ajuns, și în Europa, care vorbesc despre vulnerabilitatea acestui tip de reactor în, chiar în, în cazul transportului agentului de răcire. Asta a fost și problema la reactorul de la Fukushima. Deci, acest tip de reactor nuclear are anumite hibe? Are anumite hibe, da. Nu este un reactor perfect nici pe departe. Păstrați-vă ideea, vom vorbi despre aceste probleme după următoarea intervenție telefonică 021-318-4040 puteți intra în direct cu noi dacă doriți discutăm despre uh, faptul că se împlinește în această săptămână un an de la tragedia nucleară din uh, Fukushima în Japonia 11 martie 2011 vă amintesc că uh, Japonia a fost atunci lovită de un cutremur uh, foarte mare de un tsunami care a afectat uh, iremediabil această centrală nucleară din Fukushima 021-318-4040 discutăm în cele ce urmează prin telefon cu Irina Bandrabur, uh, ofițer de presă la Greenpeace România. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Ați, avut, a, ați avut astăzi dimineață la sediul Ministerului Economiei uh, din Capitală uh, un meeting, o acțiune de comemorare uh, la un an de la acest dezastru nuclear de la Fukushima din Japonia. Uh, ce mesaj ați vrut să transmiteți? Uh, deci ne-am avut astăzi în timpul cu ora nouă, acțiune de comemorare la protestul nostru au participat 10 activiști care au avut anumite materiale vizuale prin care au încetat să, um, să transmitem publicului că nu există reactoare nucleare sigure și că acesta nu este o opțiune pentru viitor. În paralel am avut și niște cruci comemorative uh, cu denumirile unor centrale nucleare care s-au uh, închis, printre care și Fukushima, și Chernobyl și Mayak. Și uh, noi solicităm eliminarea acestei surse de producere energiei, uh, atât în România cât și la nivel global. Aveți deja ecouri, reacții? V-ați întâlnit cu cineva acolo? Sau a fost o, un simplu, o simplă acțiune de protest fără să intrați în legătură cu cineva din minister? Uh, nu. Uh, conexiunile cu ministerul sunt... Uh, uh, adică solicitările noastre sunt deja adresate Ministerului, avem și procese în instanță cu această instituție. Aici a fost o simplă acțiune de comemorare. Nu am solicitat uh, prompt uh, o întâlnire sau ceva de genul acesta. Ce șanse există, Irina Bandrabur, amintesc, sunteți de la Greenpeace România, ce șanse există să renunțe România, cel puțin, la folosirea energiei nucleare? Autoritățile de la București se bazează totuși pe această centrală de la Cernavodă care spuneam și mai devreme aici în studio cu Ioana Ciută de la Terra Mileniul 3, spuneam că stă destul de bine după acele teste de stres. Ce șanse sunt? Ideea este să nu se mai construiască alte reactoare nucleare și să le închidem la timp pe cele care există deja. Ar da, trebui să urmăm exemplul unor țări precum Elveția, Japonia, Germania, Danemarca, care deja au spus că renunță la acest formă de energie și o înlocuiesc treptat cu surse regenerabile de energie. Dacă la ei se poate, cu siguranță se poate și la noi. Ministrul Economiei, Lucian Bode, spunea pentru hotnews.ro că sunt trei variante pentru aceste reactoare 3 și 4. Una ar fi prelungirea procesului de atragere a investitorilor, dar cu alte condiții, apoi reluarea procedurii sau, pur și simplu, să se renunțe la proiect. Ce credeți că se va întâmpla? Ei se chemie să, să găsească investitori de niște ani buni. Ar fi cea mai uh, fericită opțiune a fi să se renunțe cu totul la acest proiect, precum și la ideea de a se construi o altă centrală nucleară la noi în țară. Și... Uh, să-și îndrepte atenția și fondurile spre adoptarea unor măsuri de eficiență energetică, de modernizarea rețelei de distribuție a energiei, care la acest moment nici nu poate prelua uh, câtă energie regenerabilă s-ar putea produce în România. Deci numai pe energie eoliană, România are potențial de 11.000 de megawatți. Prin comparație, la Cenavod, un reactor produce aproximativ 700 de megawatți. Am înțeles. Mai rămâneți puțin cu noi. O întrebare pentru Ioana Ciută, aici în studio. V-aș întreba tot apropo de aceste declarații făcute de Lucian Bode. Ce credeți că se va întâmpla, spre ce opțiune vor înclina vor autoritățile? Eu m-am bucurat foarte mult când am văzut declarația azi dimineața, pentru că e prima dată când un ministru ia în calcul, cel puțin la nivel declarativ, vorbește de renunțarea la aceste planuri. Uh, nu pot să fiu atât de optimistă, în schimb, deși uh, sigur că ar fi soluția cea mai, cea mai indicată. Cred totuși că vom urma de aproape modelul Bulgariei, care așteaptă așteaptă în cazul centralei nucleare de la Belene. Uh, e în căutare de investitori și de constructori de mai bine de șapte ani. Cam, uh, cam aici cred că ne poziționăm și noi în acest moment. Am înțeles. Ultima întrebare pentru dumneavoastră, Irina Bandrabur. Spuneați în comunicatul de presă că urma să prezentați astăzi și un sondaj de opinie independent privind energia nucleară în România. Ați făcut-o da. și dacă da, care sunt noutățile? Uh, da. Deci ne-am făcut un sondaj în 2010 referitor la apărerea publicului despre uh, construirea de nereactor nucleare în România. Atunci oricum majoritatea era împotriva acestui demers, dar la un an de la dezastru de la Fukushima, procentul a crescut. Deci, și mai mulți oameni se opun acestui acestui demers. 60% potrivit sondajului nostru. N Am înțeles. Sondajile le puteți găsi la noi pe site împreună cu. Uh, rezultatele sondajului. Dar considerați personal, ca activistă ecologistă, de fapt, considerați că românii sunt bine informați în privința problemelor impuse de energia nucleară? Au toate datele? Mm. Mulți oameni au auzit de Cernobul, au auzit acum și de Fukushima. Sunt informați și știu că este o întâmplă de producere energiei, dar nu este una care te poate face să o dormi liniștit. Deci, e... Cred că sunt conștienți că există anumite pericole. Nu cât ar trebui, dar aceste cifre din sondajul nostru arată că totuși oamenii nu au încredere în această sursă de energie și nici nu ar trebui. în regulă. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. La revedere a fost revedere. în direct cu noi Irina Bandrabur, ofițer de presă la Greenpeace România 021-318-4040. Discutăm despre energia nucleară acum când se împlinește un an de la tragedia din Fukushima, în Japonia, 11 martie 2011. Ce s-a schimbat de atunci și cum stă România? În studio se află Ioana Ciută, director executiv la Fundația Terra Mileniul 3. Spuneați un pic mai devreme că există anumite probleme cu acest tip de reactoare CANDU. Spuneți-ne câteva foarte pe scurt și pe înțelesul nespecialiștilor. Cel mai ușor de înțeles este riscul privind: capacitatea de transport a agentului de răcire. Practic, în, rea în orice reactor nuclear are loc o reacție care produce foarte multă căldură și este nevoie de un agent de răcire ca să păstreze o temperatură constantă. Uh -huh. uh, accidentele la care făceam referire mai devreme, care au avut loc în Canada, uh, au avut în mijlocul lor fix această problemă, fisurarea tuburilor prin care se transportă agentul de răcire. Ele nu pot fi înlocuite cât timp centrala funcționează, centrala trebuie oprită, e reacția din reactorul nuclear, nu se oprește pur și simplu, durează chiar câteva luni până când e sigur să poate, ca specialiștii să poată interveni în reactor. Uh, și e un proces destul de îndelungat și foarte costisitor. Un uh, exemplu din, din Canada uh, vorbește de costuri pentru retehnologizare în valoare de jumătate din prețul de construcție al reactorului. Am înțeles. Bun, spuneam puțin mai devreme că specialiștii, experții consideră energia nucleară ca fiind una curată. Cât de curată e până la urmă? Cum faci după ce criterii stabilești asta? Sigur acest argument a devenit tot mai puternic în contextul discuțiilor despre schimbări climatice și emisii de gaze cu efect de seră. Majoritatea oamenilor se referă la se raportează la energia nucleară ca fiind una curată. Strict pe durata de operare a unui reactor nuclear. Dar reactorul ăsta nuclear nu funcționează cu aer, el funcționează cu uraniu. Uraniu este un minereu, este o resursă limitată, în primul rând. Asupra acestui aspect aș vrea încă o dată să atrag atenția. Ceea ce numim noi resurse regenerabile și energie verde înseamnă, de fapt, resurse nelimitate, precum soarele, vântul, apa și așa mai departe. Uraniu este o resursă limitată uh, și este un... Uh, o resursă foarte importantă într-un context geopolitic mai mare. Uh, dincolo de asta, spuneam că este foarte important să ne raportăm la procesul, la producerea energiei nucleare pe tot ciclul de viață al combustibilului, așa cum e el numit. Începând de la minele de uraniu care, care există și pe teritoriul României și unele dintre ele au fost închise, altele încă mai funcționează și impactul pe care îl are acest minerit asupra comunităților, care e până la urmă comparabil cu cel asupra comunităților din zonele unde se exploatează cărbune, spre exemplu, atâta doar că oamenii sunt expuși și la un nivel de radiații mult mai ridicat în cazul exploatărilor de cărbune. Uh, vorbim de transportul combustibilului până la centrală, de arderea lui efectivă în centrală și partea cea mai importantă și despre care se vorbește foarte rar uh, este aceea referitoare la depozitarea deșeurilor nucleare care se produc pe pe durata de viață a unei centrale. Dar da, încă cazul... să ajungem, pentru că din câte înțeleg problema cea mai gravă o reprezintă de fapt ce se întâmplă mai departe cu aceste deșeuri, nu? Da. Și problema cea mai importantă este de 50-60 de ani deja ce se întâmplă cu deșeurile înalt radioactive. Avem avem această tehnologie de atâția ani și am, nu am fost capabil să găsim o soluție pentru a le depozita. Nicăieri în lume nu există un depozit final pentru deșeurile înalt radioactive. Ele sunt în prezent depozitate în niște uh, depozite intermediare pe, în, în uh, interiorul centralei, în perimetrul centralei. Uh, singurii care au început construcția unui astfel de depozit uh, sunt suedezii, care au început să lucreze la acest plan de aproape 50 de ani, și oricum, după estimările lor, se spune că va fi gata în 2100 acest depozit. Și ceva. Dar de ce este atât de complicat să realizezi un astfel de depozit? Pentru că vorbim pentru, pentru deșeurile înalt radioactive, vorbim de o perioadă de înjumătățire, deci timpul necesar unei substanțe de a pierde jumătate din radioactivitatea actuală, asta înseamnă timp de înjumătățire, există materiale în, în aceste deșeuri radioactive cu un timp de înjumătățire de 100.000 de, de ani. Mm -hmm. uh, nu știm ce se întâmplă. Să zicem că găsim un, un loc care pare sigur pentru depozitare, dar nimeni nu știe ce se întâmplă acolo peste 100.000 de, de ani. Uh, practic, nici nu știm dacă noi, ca specie, o să mai existăm până atunci. Dar uh, depozitele acestea intermediare, de care spuneați un pic mai devreme, cum arată fizic? Că mulți nu, nu știu. Sunt niște bazine cu apă în care, uh -huh. mă rog, apă și multe alte substanțe. Ele, practic, deșeurile sunt, uh, sunt stocate în niște uh, butoaie, betonate și trebuie să stea într-un loc. Unde să fie mereu o temperatură constantă, la fel ca și în reactor, pentru că ele încă degajă foarte multă căldură, chiar și după ce au fost uh, depozitate. Uh -huh. Care sau ce, ce impact au uh, aceste depozite de deșeuri asupra comunităților? Există un impact studiat? Uh, nu știu dacă există un impact studiat. Uh, Pot să vă spun că și noi suntem în, în uh, situația de a construi un depozit pentru deșeuri slab și mediu active. Uh, impactul, sau de fapt ce ne preocupă pe noi în această perioadă este lipsa de consultare a, a comunității în perioada de prospectare, uh, construire și așa mai departe. Uh, la noi, spre exemplu, s-a ales uh, ca locație o comună foarte apropiată de, Cernav de cernavodă, sunt mai puțin de 10 km față de, față de centrala nucleară. Și comunitatea cumva are exercițiul locuitului la o distanță destul de mică de o sursă de risc, să-i spunem. Uh, Însă problema pe care o vedem noi în momentul de față este aceea a informării corecte a populației, astfel încât populația, dacă vreodată va fi consultată, că vedem că nu se întâmplă foarte des la noi cel puțin, să poată lua o decizie în cunoștință de cauză. Am înțeles. Ultima întrebare, mai avem unul sau două minute. Ioana Ciută, ce alternativă sau ce alternative există la acest tip de energie, cea nucleară? Uh, o să mă întorc la exemplul Germaniei, care la mai puțin de 9 luni după ce și-a închis cele 8 reactoare foarte vechi anul trecut, ca urmare a șocului veștii de la Fukushima, uh, deci la mai, în mai puțin de 9 luni de la închiderea celor 8 reactoare, a reușit să-și crească procentul de energie regenerabilă din mixul energetic național de la 17% la 21%. Uh, Sigur, Germania oricum este cel mai mare producător și consumator de energie eoliană din Europa. Însă, o astfel de inițiativă a venit la pachet și cu un program guvernamental de sprijinire a investițiilor în acest sector și în sectorul eficienței energetice. Practic, Germania a pus deoparte 30 de miliarde de euro pentru a investi în următorii 5 ani în dezvoltarea de noi tehnologii regenerabile și de eficiența energetică, deci de scăderea consumului, pentru că și acest aspect este foarte, foarte important. Lucru cu consumatorul final și scăderea nevoii de a utiliza multă energie electrică. Un exemplu poate și pentru România, sigur, dacă ar exista și finanțele necesare și poate și intenția politică. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc. Lângă noi a fost Ioana Ciută de la Fundația Terra a Mileniul 3. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă dau reîntâlnire luni la ora 13 și 30 de minute pe Planeta Verde la RFI. Până atunci, numai bine! Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Ruscior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita!